Salut, Ștefan! Ia spune-ne care este ultima ta pasiune? Motociclismul. Ia prezintă-ne ce proiect ai desfășurat tu aici. Conveze TZ 250. L-am luat într-o stare nu prea bună De cataclism nuclear. și în 3 luni l-am pus pe picioare. În 3 luni. Deci asta era terminată. Acum e perfectă, Acum curățată. trebuie numai vopsit. Mai trebuie vopsită la vară. Uite, are abia 1 km are la bord. Așa, toate astea erau terminate. A, ia du Ștefan astea, cilindrii ăștia vechi, să-i arătăm cum arăta motocicleta. Chiar așa. Urmează să mai fie vopsită, că nu se poate iarna. Șaua a fost iar recondiționată. Aici au luat stopuri. Așa, au tot. Kilometrajul vechi cu 37 Ia de să. mii. Ia. Hai. Ia uite, ăsta e kilometrajul vechi, 37.000 de kilometri. Uitați-vă în ce stare era. Da, era nasol, nasol. Era nasoală. Normal. Și asta Uitați. la ITP, nu? Da, n-avea cum s-o duci la... Da. Totul e stopul. Da, dar farul, văd că e farul original. Farul original, nu Da? schimbă Ia, nimic. ia de o pornire, să vedem, pornește. Până nu știu cum mai pornește, că Ia, vezi dacă am mai făcut după pornește. ziua de azi de două ori. Ia, ia să vedem dacă pornește. Asta trebuie să dăm drumul la benzină. Da. Ia uzi omul la prima pedală. Meze, teze. Nu scoate fum. Da, să se descarcă, e cu ulei, Da, mai. e amestec, da. Calibrează pământul, Silvia. Da, frate, putere. Deci are peste 50 de ani. Așa oprești. Deci, ca să specificăm, are peste 50 de ani. Motocicleta asta are o vechime de peste 5... E mai bătrână ca mine. E mai bătrână ca mine și Ștefan... Din pasiune, L-a avut și nu... meseriașul care a făcut-o pe respect. Da, Ai da, un om special. În Râmnicu Sărat, spune așa, Un cine? singur om putea să Un facă singur om în Râmnicu Sărat... Care a putut să facă așa ceva, adică Deci când... altcineva nu s-ar fi băgat. O epavă de 50 de ani, uitați-vă și voi cum Bucată, arată. bucată cu bucată. Bucată. Da. Da. Ia zi, cum îl cheamă pe băiat? Adrian. Adrian de la Râmnicu Sărat. Gheorghiță Ionel îl cheamă. Așa, Gheorghiță Ionel. Uitați-vă și voi ce a putut să iasă dintr-o epavă. Ați văzut cum arată vechile piese de la ea? Ce meserea ce a putut să facă. Gândiți-vă când va fi și vopsită la vară. Da, o să fie... O să fie bengă, bengă. Bengă, bengă, fraților. Uite, așa se poate recondiționa. Și cum îi zicea? Drum bun fără eveniment. Fără eveniment. Uite, e cumpărată din județul Alba, de la frații noștri albanezi. Uitați-vă și voi ce a ieșit. Ce lucrare. 3 luni de zile s-a lucrat pe ea. Cam asta e. Ștefane, s-o por sănătos, s-o conduci cu bine și fără evenimente și numai bine, tati te pupă și te iubește.